Salutare și bine v-am găsit la un nou episod din seria mea la Assassin's Creed 3. Nu uitați de un like, share și subscribe dacă mă susțineți să filmez seria în continuare. Și acum să mergem la următoarea misiune. Mai departe. Acum ajungem. Nu e nicio casă în care să trec. Ba, da, este aici. Oh, nu este. Ei, ce nu vă convine, mă, lăsați-mă în pace. Stai, ne plimbăm o țără prin Boston. Totuși că văd că durează cam mult ca să găsim noi un cal. Lați-vă la o parte. N-am chef acum de voi. Hop. Aaaa, te am găsit un cal aici. Haide căluțule, hai să mergem la obiectiv. Au introdus iar calul. Îl bagă parcă în Brotherhood și în Brotherhood era calul. În Revelation, nu cred că era calul în Revelation. Dați-vă la parte, copiilor. Am ajuns. Asta e o țărică. Ah, avem smog bombu. Nu mă. Așa. Înceapă și misiunea următoare. Johnson's told me what you intend. As it happens, the man who held me is the same one that you seek. His name is Silas Thatcher. That fancy lad is our slaver. Don't let his velvet tongue deceive you. A crueler and more vicious creature I've never known. What can you tell me of his operation? He hosts at least 100 men, more than half of whom are redcoats. All this for some slaves? Hardly. The man's a commander in the king's troop, in charge of the Southgate Fort. We need to find a way inside. Let me think on it. In the meantime, I'll attend to our final recruit. John Pitcairn's our man. I'll take you to him. Să mai facem o modificare. Opțiun. General. Voice. Pune la 10. Eu zic la 3. Perfect. Acum să facem și următoarea misiune. De ce nu avem noi niciun viewpoint, mă? A, da. Wow. Să facem viewpoint întâi, să vedem harta mai bine.
Da, da, știu, n-am treaba acum de ce stu de tele. Da, să caut viewpoint-ul ăla, să vedem aici. Să ducăm noi pe aici. Perfect, frumos, frumos. Hai să ne sus să vedem, hai sus, hai hai sus să vedem harta de unde ne aflăm. E cam neagră harta. O facem albă să vedem. De abia aștept să jucăm cu eroul principal, să ne facem misiunile navale. Că în jocul ăsta au introdus misiunile navale și Assassin's Creed 4 l-au rafinat bine. Unde e? Unde sta? Tati din gura, n-o să fac cu nimica, ce ai? Vezi de treaba ta acolo. Hai, Charles. Face misiunea. Soldatul. Haideți să luăm și pe următorul recrut. State your business. New recruit. More kindling for the pyre, eh? Well, go on then. Nu te mai înfuia așa. How did you manage that? Did you forget, sir? My commission is with General Braddock. When I'm not attending to you, of course. Un joc pe PC cu un controller de Xbox 360. Give me one good reason. I shouldn't kill you right now. Were you planning to announce yourself, or did you hope my men wouldn't notice your arrival? If you'll allow me to explain. By all means. I should like very much to hear this. I have not deserted, sir. I am here under Commander Amherst's orders. Show me a letter bearing his seal, and you might be spared the gallows. I have no such thing. The nature of my work, sir, it's the sort of thing best not put to paper. Haytham. General Braddock. I suppose I shouldn't be surprised. Wolves often travel in packs. Master Pitcairn won't be here for but a few weeks. I shall return him to his proper post once our work is finished. The devil's work, no doubt. It's bad enough my superiors have insisted I grant you use of Charles. But they've said nothing about this traitor. You'll not have him. Edward, listen to reason. We're done here. See these gentlemen out. Bă, da, poți să omorâm aici, mofturos mai ești. Well, that didn't go as I expected. And to think I used to call him brother. What now? They'll chase us off if we try and return. We're done with this camp. As luck would have it, so are they. Come along. What are you planning? To steal Master Pitcairn. What? You'll see. Now, when I give the signal, you're to distract Braddock's patrol and lure them into a dead end. O misiune de urmărire. Ne urmărim patrul ăsta lui Braddock. O, că nu-i pierdui jocul, n-avea grijă că nu-i pierdui. Sunt aceia, nu-i pierdui.
Now! And scoundrels, one and all! Fie on you and your false war! ce l-am murdărit, ăla cu bălegat în el. After him! Unhand him, Edward. You again. Let us go. And John Pitcairn with us. I will not have my authority challenged. Nor I. Put them all in chains. Mamă, să vă vădai! Hai, că nu sunt mai tari ca mine! Așa, Charles, arată-ți cum se face treaba! Perfect! Errand. And when you find yourself lying, I assume you've good reason for causing all this madness. What is it you require of me? I'll explain everything on the way. Yeah, să vedem, am luat 100%. Sunt curios. Uno, doi, trei, like a boss. 100% like a boss. Hai să vedem noi. Să mergem să luăm noi viewpoint-ul ăsta. Ne eliberăm o țară din hartă. Să vedem harta mai bine. Dați-vă la o parte. Mă grăbesc. Calul pe harta asta că e mare și harta din Assassin's Creed 3, mai ales în frontieră, când o mână să jucăm în frontieră. Stai cu minte, o, ca nu plecai, o. Stai cu minte că vin la tine acum, hai sus, hate-mi sus. Așa, că știi să te cațeri, hai, sus. Bravo. Sus. Așa. Să vedem orașul în toată splendoarea lui. Să mai... descoperim și un magazin, dacă țin-o bine minte că e aici. Da.
Unde ești, căluțule? Lasă-vă mă la o parte. Punem pe aici, așa. După aia dăm un fast travel la Green Dragon, pe aproape, lângă misiune, ca să descoperim și magazinul ăsta. Zis, nu uitați de un like dacă îmi place seria și vreți să mă susțineți în continuare să filmez acest joc. How can I help you? Perfect. Cumpărai sau nu le cumpărai? Nu cumpărai. De ce fac eu, mă? Oi, pe mine mă fraieriși. What do you need, my friend? Ha? Nu-mi dai ce-mi trebuie. Așa, vezi că știi. Perfect. Acum dăm un fast travel aici. Mergem repede. Facem și următoarea, vă să fac două misiuni pe videoclip. Vedem în funcție de cum sunt, de cum mă descurc și de cât de lungi o să fie. O să facem și următoarea. Să vedem care e următoarea misiune. Hey, Charles, care e misiunea?